Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sport Sud Special. Dacă este ora 19 și dacă este luni, atunci cu siguranță sunteți la Sport Sud Special pe Media Sud. Bogdan Cotruță sunt, vă spun încă o dată bună seara și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 50 de minute, dragi prieteni, pentru a diseca împreună derbiul telormânean din Liga 3-a fotbalistică, Seria 3-a mai exact, un derby care a programat sâmbătă un meci foarte, foarte interesant, cu asistență record după foarte, foarte mulți ani. Încă o dată, stadioanele municipale din Telorman se umplu. Este vorba de derbiul dintre Sporting Turnu Măgurele și Sporting Roșiori de Vede, un derby încheiat cu victoria roșiorenilor, oaspeții partidei de sâmbătă din cadrul etapei a 5-a, Serie a 3-a din Liga 3-a. A fost un 2-0 acolo, după un meci interesant, un meci cu asistență, vă spuneam, cred că record între două echipe telormâneane. E drept că de mult n-am mai avut un derby în afara județului, în fotbalul divizionar. Din estimările presei prezente la meci, undeva peste 1000 de spectatori pe stadionul municipal, pe vechiul stadion municipal din municipiul Turnu Măgurele. Dragi prieteni, pentru a vorbi de Liga 3, pentru a vorbi și de această partidă de la care vom porni discuția noastră, la care vă invităm să fiți și dumneavoastră martori, avem doi invitați la Sportul Special, președintele turnenilor de la Sporting, domnul Walter Raffini. Bună seara, bună seara. Bună seara. Italianul Walter Raffini, un Bună romeno seara. Adevărat. Italianul fals. Italianul fals. Acum, după atâția ani în România, sunteți cu siguranță român. Și directorul sportiv al lui Sporting Turnu Măgurele, Dan Nițu. Bună seara. Bună ziua, domnul Nițu. Bună seara, mă scuzați. Domnilor, în primul rând vă mulțumesc pentru că ați venit la emisiune. E un moment după trei partide ascendente. La debutul dumneavoastră în Liga a 3-a aveați, după trei runde, așa cum spuneam, aveați 7 puncte, adică două partide victorioase și o remiză. A urmat apoi o înfrângere în deplasare, după care vă pregăteați pentru acest derby. Un derby care, iată, nu și-a dezmințit numele și a stârnit foarte mult entuziasm și interes în jurul lui. Cel cu Sporting Roșiori de Vede, cealaltă echipă telormăneană din Liga 3. Un derby pe care până la urmă l-ați pierdut. Haideți să disecăm puțin această partidă, să dăm câteva informații pentru a contura puțin datele tehnice ale partidei. A fost un meci care și-a scris istoria în mare parte în prima repriză, atunci când s-au marcat și cele două goluri care au stabilit rezultatul final. Viorel Boconete a marcat în minutul 20, după care celălalt atacant al roșiorenilor, Turcin, a făcut 2-0. A venit pauza, s-a operat și o schimbare importantă la Sporting Turnu, schimbarea portarului, a ieșit Leven Celic, într-o zi nu tocmai fericită pentru el, Priseceanu a fost cel care a luat locul între buturi și a avut o evoluție bună în partea a doua a meciului. A fost un scor care a rămas înghețat și după pauză, a consfințit cea de-a doua victorie a roșiorenilor de la Sporting, care acumulează și ei 6 puncte în clasament, leagă deja două victorii după partida precedentă de acasă cu înfrățirea Hărmăn, un 7-1 pentru roșioreni. Domnule Walter Raffini, cum a fost meciul? Cum l-a trăit? Sau cum e un derby la Liga 3-a? Pentru că erați învățat cu... Da, în realitate, poate asta și unul din problemii noștri. Noi nu avem tratat asta meciul ca un derby. Probabil cum i-a luat Roșiori, cum l-a considerat, adică poate avem avut mai puțin orgoglio di Roșiori, come spuneva Gabie și settimana trecuta. Noi l'abbiamo trattato come un match che dovevamo castigare e siamo stati sorpresi. Questo si è tempato. Non è un cap de zara, siamo tutte le 7 punte, non mai settimana abituale sono queste match delle equipe sopra di noi che potesse schimba completo scenario. Liga 3 è o altra ciorba di Liga Patra, non era inizio Liga 2. Io personale mi fa queste esperienze. Sicuro, perdere non piace l'anime, cine se mandreste sia osavo e felicito che perde, adica... Non crede nemmeno. Da, possibile, fiecare se, insomma. Dar
Non è asta grave tragedia, ce ne va, hanno fost niste nunti, nunzi, sabato sera pareva Camorit PC Cancurta, dico, abbiamo perduto un match, ma abbiamo, quanti mai abbiamo, 16, 18, 16, 13 di match, di giocato. 12. Conform statistiche, Xi hanno trecut, Cina ha promovato, ha avuto chance di infringere. Quindi mai avem patru. Să fiți în Se firmi marja margea de tradițională. tradițională, quindi mai avem patru di infringere. Două l'avem făcut cadou, mai avem patru. Și tot suntem, asta basta luare statistiche de anul trecut. Cum Cina ha asta? promovat în Liga 2 are între 5 și 7 infringeri. Așa scrie acolo. Statistica e bună și la multe lucruri pentru a încerca să vezi ce te poate aștepta și care este, până la urmă, noul mediu în care evoluezi. Pentru că după un parcurs, în general bun, că dacă ai promovat de la județ, ai avut un parcurs fără îndoială bun, ai trecut pentru un meci de baraj, ai câștigat contra Non siamo Unicredit. un'equipa obbligata alla infringere, invece. Și asta e o problemă, să știți că Noi, sună. se prendiamo meciuri de campionato, între anul trecut și anul asta, avem 3 infringeri su Într-un 30. an și 3 luni. De la înființare, un an La și trei fine, luni, nu e foarte depărtată. noi avem 3 infringeri. 3 infrangeri într-un jocuri oficiale, Un vorbim. giocuri ufficiali sono state 30 și ceva, adică, quindi, dico, possiamo andare a giocare in Spagna. V-a plăcut atmosfera, domnule Raffini? Ma asta credo che è un merito che ha Sporting Turno, che ha Sporting Turno, adduce lume alla stagione. Ci sono convinti che noi l'abbiamo adusso, labrado, oriunde am fost, am avut persone. Poate Aduceți lume uno la che stadion? poate începe să dăm bilete acum, în deplasare, În ne deplasare? plătescano, che aduce il nome. Intrarea liberă pe stadionul din turnul? Obbligatorio. Obbligatorio. De ce spuneți că aduceți spettatori și pe alte stadioni? Ma no, perché onde abbiamo giocato, orcuma fosto media, pest, spuneva c'è da colo. Non noi, che probabile siamo un'equipa che ha avuto questi risultati e lume è curioso, non mi calceva. Ora vediamo se. Io non credo che i supporteri nostri ne vorrà abbandonare per un infringere, arfi ruscinoso per ieri, insomma. Da, nici eu nu cred că vă vor abandona, după Assolut. cum stau lucrurile. Adică. Domnule director sportiv, domnule Dan Nițu, l-am ascultat pe domnul președinte încercând să ne explice din povestea, mica povestea acestui derby. Spun în continuare derby, chiar dacă cele două echipe nu sunt fruntașe în seria a treia, dar sunt în Hai prima parte a județul. clasamentului oricum. Dumneavoastră, sunteți mai vechi în fotbal decât domnul Raffini. Cum ați pregătit la nivel tehnic meciul? Cum l-ați văzut? Ce s-a transmis echipei? Veneați după prima înfrângere? Veneam după prima înfrângere și am tratat jocul pentru a-l câștiga, cum de fapt le tratăm pe toate de acum încolo. A fost un joc, să zic, tipic de derby județean, cu ambiții, niciodată locurile din clasament sau, eu știu, pronosticurile nu dau rezultatul dinainte de joc, în care atitudinea echipei din Roșiori, în prima repriză, în special, a făcut și a lipsei noastre de luciditate, de concentrare și a unei anumite relaxări din prima repriză, a făcut ca, în urma la două greșeli ale echipei noastre, jucătorii din Roșiori să profite și să înscrie două goluri. În a doua repriză am abordat jocul cu totul altfel față de prima repriză. Pot să spun că ne-am creat mai multe ocazii în care jucătorii noștri, pentru, eu știu, lipsă mai mult, datorită lipsă de concentrare la finalizare și mod deosebit a portarului Gavriș de la Sporting, n-au reușit să înscrie și să reducă din diferență sau măcar să egaleze. A aparat un super. Într-adevăr, au avut și cei din Roșiori, în urma
pressingului sau, eu știu, în urmă, contraatacurilor noastre au avut și un contraatac în minutul 86 spre finalul jocului, în care ocazie în care puteau să mai scrie un gol, în care juniorul nostru portar a reușit să bareze acea minge și în final jocul s-a terminat 2-0. Nu e un capăt de țară. Nu, mergem înainte. Ați vorbit de Gavriș, un portarul lui Sporting din Roșiorii de Vede, un portar care a făcut un meci foarte, foarte bun sâmbătă. Foarte bun. Ați amintit tot ce a fost pe spațiu porții aparat. A scos tot ce a fost pe spațiu porții și, mă rog, întotdeauna un portar în zile mari, un portar care își face datoria 100%, își pune amprenta asupra evoluției jocului. Deci, altă parte, Leven Celic a fost schimbat la pauză, încasase deja două goluri. Atenție cu asta, considerare o schimbare. Dacă ați văzut, astăzi, când joci cu trei juniori, dacă tu vuoi schimbare o strategie, sei obbligato de rotire, de schimbare și juniori. Adică, pentru schimbare 1, è possibile che schimbi due persone per raggiungere a schimbare 1. Intelligi? Perché è chiaro, non c'è discussione, sono portari, sono un gruppo, tre juniori sono un altro gruppo. Ci giochiamo con pratico il resto. Da. Quindi schimbare De Celic non è obbligatorio sia da considerare che un joc mai slab sau chiar să reproșa golurile. Absolut, asta stie vali, non posso, dar attenzione, și dopo, dacă uno a armarit, noi, Vale a scos un junior, dar în realitate a pus un altro junior che giocava da o altra parte per poter schimbare stilul. La pauză, Vale a fost obligat, să zic așa, de rezultatul defavorabil de 2-0, să schimbe registrul tactic, automat, nu neapărat că Celic a avut o fază nefericită, în care, în urma unei respingeri și, să zic, colaborată cu asta cu nemarcajul atacantului Bocănete, a făcut ca și Celic să aibă o singură greșeală. De fapt, greșelile portarului și ale fundașilor se cunosc cel mai repede când echipa adversă înscrie. Dar și tot pornesc să dau greșeală. Nu există o națiune că nu pornesc să dau greșeală. Nu neapărat că Celic a fost într-o zi proastă sau a avut o evoluție, să zic, nesatisfăcătoare. Deci schimbarea adevăr, nu s-a datorat? În urma unei, da, nu s-a datorat în urma acelei Vali greșeli. Valisie, dar nu cred o să registrul asta motivul. Tactic și Vali a gândit ca în a doua repriză să mărească forța de atac, introducând, că nu mai aveam nimic de pierdut și de apărat, un junior în poartă în locul lui Celic și automat a făcut schimbările adevărate junior pentru cu junior și senior cu senior. Pentru dar e posibilitate de introducerea altcineva. Dar a mărit forța de atac, a încercat să reducem din diferență până introducerea unui junior în poartă și a unui senior în locul altui junior în terenul de joc. De fapt, la partea a doua al meciu e da acreditare a turnul. Dar gol probabil nel senso di dare poate che da che Vali puneva quello shoot in porta, lucrurile erano diferite, nu? Dar asta e, asta e fotbal, nu? Nu ai... Am avut 3-4 ocazii mari în a doua repriză. 3-4 ocazii mari care v-am spus. Oricum, questo dimostra che echipa nostra esiste, perché noi abbiamo attaccato și avem pus in dificultate Roșiori in partea a doua meciu. Poi, recuperare goluri non è simplu per niciun echipă. E greu, după 2-0 la pauză, Sporting este mai experimentată. Vreau să vă citesc din cotidianul Telormanul de astăzi, e o amplă cronică a partidei, o regăsim aici, și este un mic fragment, un citat din Gabriel Vlădulescu, președintele de la Roșiori. Din domnul Dan Nițu l-avem aici, nu mai cităm, pentru că e prezent și dumnealui în Telormanul. Deci, spune Gabriel Vlădulescu, consider că rezultatul este echitabil, am arătat ca o echipă cu experiență, cred că diferența au făcut experiența jucătorilor noștri și modul în care au abordat meciul. S-a organizat foarte bine și s-a văzut în prestația pe care au avut-o și rezultatul obținut. Amendamente la citatul? Eu direi că Roșiori aveva o cunoștință foarte profundă
de sisteme de jocuri de turn. Adică... Și a poziționat, asta meritul lor, a poziționat echipa lor cum trebuia. Asta e opinia mea. Vreau să-l întreb domnul Danițu dacă și-a trimis spion la vreun meci al Roșiorilui înainte de derby. N-am trimis niciun spion. Am fost personal cu încă doi colaboratori din echipă. Le-am văzut și eu cu Roșiori cu o săptămână înainte, Roșiori cu Hărman, când a fost nesignificativ. Da, un joc în care n-ai vei ce să înțelegi, pentru că înfrățirea Hărman, nu știu dacă asta le-i valoare, probabil au prins o zi mai proastă, probabil n-au avut tot lotul. În fine, a fost un joc dominat cap-coadă de Sporting Roșiori, în care multe concluzii n-am putut să trag de la jocul respectiv. Homogenitatea, iarăși, una dintre caracteristicile celor de la Roșiori, cu excepția celor juniorii care au apărut, pentru că te obligă regulamentele. Păi, probleme avem toți. Toți avem probleme. Trebuie să fie de omogenitate. Nici la dumneavoastră nu au fost foarte multe în afară schimbări. De juniori, ce e un singur senior, Fodor, avem aceeași echipă care am avut-o și în campionatul de la Liga 4. În linii mari, au mai plecat. Cosmin, forțați, Da, suntem cu jucătorii de la Liga 4. Da, majoritatea. Am avut achiziții în afară de juniori și doi seniori, așa deosebite. Deci, în mare, avem același lot. Cum vă descurcați cu juniorii și dacă prevederea asta a federației vă creează dificultăți? Nu vă întreb dacă ea este pozitivă pentru competiția fotbalistică. Asta e regulă de joc, nu ai... Asta sunt regulă, trebuie să ne adaptăm la regulă. Noi nu cred că avem cei mai buni, dar sigur nu avem cei mai rei ca juniori. E clar că asta ne... Eu că prima dată că sunt în Liga 3-a, vedo asta necontinuitate de gioco și... Adică inconstanța. Inconstanța. Echipele de la un joc la altul. Exact. Ma nu vorbesc de la noastră, și de la altre. Nu numai de tot, toate acelești coordonate. Asta caracteristica, asta se suplimentează instabilitatea e neexperiența de juniori, că un match o două meciuri sono eccezionali, a incredere, lo puni și al trei l-a certat mamma che n-a schimbat chiloți. Nu mai înțelegeți nimic, parcă e alt jucător. Domnule Nițu, de unde ați făcut rost de juniori? De unde aveți? Pentru că acum e căutare de juniori după aplicarea acestei reguli, toate echipele peste vară au tot căutat să își aducă juniori. Povestea pe președintele de la Roșiori, Vlădărescu, cum a mers pe la Academia Hagi, cum a încercat să ia de acolo, cum... Greu. Într-adevăr, e o problemă la nivelul ligii a doua și a treia cu juniorii, dar cu această problemă se confruntă toate echipele, așa că toate sunt, să zic, cu aceeași unitate de măsură. De juniori, cei care evoluează, să zic, ca în primii 11, Mihăiță Cristiane de la Petrolul Ploiești, Lic Irinel de la Gaz Metan Craiova. Mai avem un jucător, Popescu, de la Craiova. Prisăceanu, portarul care l-a înlocuit pe Celic și a fost folosit și în primul 11 la jocurile anterioare, este de la Slatina. Și mai avem încă doi juniori care sunt de la CSS Turnu Măgurele, care de fapt pe aceștia doi am avut din iarnă în lot. Au prins și ei ceva echipa până acum, în astea 5 meciuri? Ceva minute. Marioara Gabriel la Bradu a fost în jur de 20 de minute, 20 ceva de minute a jucat în repriza a doua. Aveam 6-7. Dar prin rotație toți o să aibă, să zic așa, șansa de a juca fie în primul 11, fie pe parcursul jocului. Este folositoare regula asta, nu vă întreb pentru echipe, că ea a creat dificultăți
Gheba, în primul 11 creează complicații în momentul când se fac schimbările și vrei să schimbi registrul tactic, cum spunea și dumneavoastră, se întâmplă la toți. Dacă muți un junior, faci de fapt două schimbări într-una. Da. Dar credeți că îi ajută pe juniori, pe copiii ăștia care vin de la... Opinia mea personală e prea strictă regulă, adică trebuia dat un range diferit, 19-20... Era 21 de ani. 21, adică obligatoriu trebuie să ne ai unul pentru fiecare an. Allora, adică 19-20-21. Allora, în asta maniera potevi trovare unul de 17 ani e portarlo, creștere per 2 anni. Asta e un fotbalist de 19 ani, teoretic, terminat anul ăsta, e un șumer. E șumer dacă nu-și găsește echipă, da. Sì, d'accordo. În sensul că șanse lui anul ăsta de giocare în Liga 3 au fost că avea 19 ani. La anul nu mai are. La anul nu mai are asta șansă. Numai prin valoare lui. Da, valoarea se impune și fără regulile astea, adică nu cred că e nevoie de niște reguli draconice pentru a descoperi valoarea. Nu? Da, ați văzut, pentru că sunt jucători la 17 ani, n-au nevoie de regula asta ca să prindă... Cine e valoros echipă. Joacă și la 16 și la 17 ani. Și avem mai... Sunt puțini care joacă la vârsta asta, fără îndoială. Nu pot să, cum a sesizat și domnul președinte Rafini, prezența unui număr foarte mare de juniori e una dintre cauzele, nu cred că e asta singura cauză, una dintre cauzele fluctuației de formă pe care le au echipele la Liga 3 și la Liga 2, că și acolo sunt niște lucruri, echipe care practic nu le mai recunoști, jocul, așezarea, dezordinea care se întâmplă în anumite momente. Vediamo anche Liga 3, vediamo altri... Avem mai mult spectatori decât Steaua pe Național Arena, să știți. Basta vedere altri campionati. Sono vittorie di echipe nepensate in Italia o in Germania. Altre sono cause lì acolo. D'accordo, ma acolo valorile apropiate, modul în care te prezinti la fiecare meci și micile amănunte, care sunt foarte multe, apar pe parcursul unui meci, fac ca balanța să se echilibreze sau să se incline într-o pare sau alta. De asta uneori Roma face egal cu Sassuolo, cea de anul trecut, sau Milanul nu reușește să bată Fiorentina, care e o echipă bună totuși, dar nu reușește să... Deci acolo lucrurile sunt cu totul altele și în ligile inferioare sunt mult mai puternice. Liga a doua din Franța e mult peste Liga a întâi din România. Nu mai vorbim de Zweite Bundesliga, de Anglia, ce să mai spunem? Unde, cât trebuie să coborâm pe ierarhia ligilor englezești pentru a le... putea să le comparăm cu Liga 1. Nu am ideea, poate Nițu are... Domnul Nițu știe mai bine, acolo sunt foarte 10, 8, câte sunt. Deci e Premier League, Championship, după aia vine Liga 1, Liga... Sunt multe, multe. Sunt multe și toate sunt, pentru că am urmărit pe internet, de curiozitate, până anul trecut nu făcusem treaba asta, meciul din Liga 1. Liga 1 englezească fiind practic al treilea eșalon al lor fotbalistic. Și vezi acolo la ce baze sportive au. Ce salarii au jucătorii. Deci și jucători plătiți cu 4-5 mii de lire la Liga 3 pe săptămână. Și ăia banii se dau. Domnule Rafini, sunteți singurul patron de echipă de fotbal, că am ajuns la bani și inevitabil mă gândesc la dumneavoastră. Banii sunt o problemă nu doar în fotbal. Finanțarea echipelor naște probleme. Știți cazul după Alexandria cu, și nu numai cu echipa de fotbal și cazul de la Timișoara, cazul de la Târgu Mureș la un nivel mult mai mare. Dar nu se ține nimic, nu? Nu e cazul la dumneavoastră pentru că Sporting Turnu este singura echipă privată. Cum vă simțiți așa într-o competiție în care luptați cu... Cum e să fii singurul patron? Nu mi crea nici plus, nici minus. Sincer. Nu vă dă un aer așa mai... Nu e în fire mea, nu, gândi, nu. Nu, absolut, nu mi crea, repet, nici plus, nici minus. Noi ne vedem de treaba noastră și cu asta basta, deja. Nu vă gândiți ce... Nu, asta e situația la ora attuale, che e o confusa legislativa è chiara, è clara. Poate o zi ce se va clarifica legile, va naște și o sponsorizare, o
partecipare sci de o primăria cu noi. La ora attuale, cu asta confuză, non vedo nicio discuție, A spus lucruri interesante, chiar dacă nu neapărat în direcția pe care eu m-aș lăsa să o căutați. Faptul că sunteți un club privat nu vă împiedică sau nu v-ar împiedica să căutați o colaborare transparentă și onestă cu autoritățile locale Ma din și municipiu anche con altri sau sponsor, cu alt sponsor, mă certo. rog, din mediul privat e cu totul altceva, dar suspiciunile și problemele apar în momentul asocierii cu autoritățile locale. Basta che sia tutto legale, platesti imposte, fai fatture. Dica, non è. Cioè, un'equipa sportiva è una. O firma, ciao altra, aro contabilitate, aro. Ce relație aveți cu municipalitatea de acolo, cu primăria sau? Abbiamo aceleași relații de anul trecut, non è schimbato absolut Platonic, nimic. așa ca să. Non ne infettam dei. Ah, bun, nu Dai, aveți dai, dai, nevoie de. vinde. No, nel senso, loro sono, si sentono, non hanno la ora attuale intenzione di sponsorizzare sportu in affara del CSS, no? De Da. fotbalul giovanile. De ce considerano che non esiste legislazione clara, vedi Alexandria, no? Ce s-a întâmplat? Beh, è un punto di vedere che sarebbe accettato, no? Sono primari o primerie care accettano a numite riscuri, sao, e altre che no, si sarebbe rispettate e fare discorso. Bun, ce am înțeles eu? Mi-ați dat de înțeles că legislația ambiguă în domeniul finanțării, zicem termenul general, Dimostra finanțării Alexandria, sportului, no? Alexandria dimostra. este una ambiguă și atunci pentru a nu-ți mai da dureri, eventuale dureri de cap, când vin controle așa, te axezi pe sponsorizarea pe susținerea financiară a CSS-ului și eviți zona asta care îți poate aduce neplăceri. Esatto, opinia mea, questa è la posizione della primeria tua. Bun, cam asta ar fi. Che non è E, poi eccessivo discutabile. bun. Vedendo ce si intempla. Nu poți să-i condamni. No, punto, Nu poți să-i non condamni, è nu poți să-i neanche. critici pe tema asta pentru că poți să ajungi și în alte Esatto, zone, nu questo. tocmai. Pentru asta mulți m-au pus asta întrebare deja, e io fiecare data relația nostra cu la primeria è buona, dar è platonica, come hai detto. Sinceră, dar platonică. Esatto. Non mi Sunt de imbolnoi. înțeles și ei. Mai sunt și alții primari care gândesc la fel și se feresc să mai Ma susțină ricordo, așa non masă, pentru c'è. că oricând poate să-ți vină un control, legislația e ambiguă, interpretările Non inspectorilor. c'è nicio da parte nostra. Infatti, pentru asta, infine, relația con la primeria a turno è o relația. Domnul primar vine fiecare duminică la meci, domnul deputatul Simionescu, sono lì da Domnul noi. viceprimar. Toți au fost surprinsi, e asta mi surprinde. De tribunele No, încărcate. no, no, no. Che domnul Gabbia e primarul da Roșori erano lì in cammina. E asta mi si è paruto ci va extrem de normale, extrem de fair play e extrem de viitoru in fotbal romanesco. Cioè non devono esistere ure. Siamo in Deci nu vă sport zdrujmăniți acum. absolut, Nu. absolut. După meci ne-am Toți erano surprinsi. completat, ne-am. Înseamnă că la Roșiori o să I-am mergeți felicitat. la fel, în tribunal oficial acolo, nu? Alături de. E alegere loro. La noi acasă așa funcționează. La dumneavoastră acasă, domnule Rafini, continui cu dumneavoastră pentru că are și un subiect pe care l-am mai discutat la petrecere. Nu mai ți aminte ce Mai vremuri. avem una de făcut. Mai avem și Mai aveți altele. o Mai urmează. Mai avem una de făcut. Dacă promovați. Eu am zis că mai avem o petrecere. Bine, o așteptăm. Nu contează O motiv. Petrecere votare. să fie. Petrece. Venim. V-am întrebat atunci ce se întâmplă cu viitorul stadionului, pentru că ați prins repede rădăcini. Și o schimbare ar fi fost problematică, mai ales No, acum no, la no, debutul no, noi la. siamo pregatiti per schimbare mulina di viaggio.
Am văzut pe imagini, ați adus o tribună nouă. No, noi abbiamo. Allora, problema è questo. Poate. O tribună o. No, non è una tribuna. Abbiamo creato. Discord, tabella. Siamo urcati dalla gradinizza la liceo. La liceo trebbe per giaristi un suo palco. Non sono asta che il tuele. Sau zece bidone de voxea. Asta non sono asta che il tuele. Perché è casa ta in senso anche se siamo in chirie, in senso, da, trebbe che ne spalam pe faccia, no? Adica, se fim formosi, pentru Liga a treia, civilizate. Esatto, adica, c'è stato collaborare in asta caso con la primeria, in asta caso collaborare, ne han sfriginit, ne han supportat, și è uscito desplacato. Di Saturno arata o batrena rifacuta dare o batrena arata stadionul e încărcat, arena e încărcată de istorie, tribuna a fost în afară, se pare che progetto è in continuare, non so se inizio are ce va informații mai mult, dar progetto se pare che tot pe rote, nu? Păi pe roate, dar roatele pot să fie înțepenite. Da, pe roate de ceva de timp. Mult, de chiar pe 23 august s-a finalizat procedura de depunere a dosarelor pentru a câștiga licitația. Pentru licitația publică. Da, licitație. Și acum am înțeles licitat, că se studiază oferta celor patru firme care am înțeles că ar fi acolo și urmează să decidă una din cele patru firme care vor demara renovare. Se prevede primavera. Asta e previziune. Dar spre primăvară, credem. Așteptam acum, octombrie, poate noiembrie, da? Așa spunea și primarul Cuclea. Septembrie, octombrie ar fi... Problema e că ce avem înțeles noi, asta forma de licitație poi permite o sovralicitare, adică... Nu, permite contestații care se duc... Nu, în afară de contestație, le două care rimangano în finale pot fiecare se plusază, adică migliorază o controferă. Amândoi au posibilitatea de controfertare văzând oferta de cealaltă. Nu știu se asta e adevărat o meno, așa m-au spus... Procedurile sunt... Foarte... Però insomma, domnul primar è destul de linistito, è approvato, fonduri se pare sono approvati. Credo che Alexandre è molto mai indepartata ca documento in faccia de... Poi, stato. Diciamo. Stato romano, poate? Che... No, aveva... Stato in generale? No, ma in stato li sono grei per se tutto. Non credo nici in Germania... Viene Adolf Cugiantuzzo, non crediamo a questo. Domani, poate domani è mai lunga. Dar... Da, procedurile sunt unele complicate, stufoase și trebuie să fie și riguroase ca să nu existe probleme. După, deci cam până în primăvară veți juca acolo. Poate chiar întreg sezonul. Nu? După anul deci de anul trecut, după timpul ăsta, a ieșit, să zic, zvonul și am primit informații că stadionul va intra în renovare. A trecut aproape un an de când tot au început să demareze procedură după procedură, eu știu, pentru licitații, pentru proiect, pentru... Asta s-a făcut, Nițu, asta s-a făcut. Ascolta, noi suntem pregătiți. Noi siamo pregătiți. Logistic, strategic. Alessandria, mulțumesc aici Consiliul Local și primarul. La o cerere noastră au dat disponibilitate de închiriare stadionul. Quindi avem unde poter desfășurare meciuri. Siamo pregătiți logistic. Adică noi, sotto questo aspetto... Possiamo luare bagaje mâine dimineață. La federație avem... Măcar să înceapă construcția. Da, domnule Nițu... Asta e vantajul de fi o firmă... Privată. Eficiență și rapiditate. Geanta prontă, fai bagajul... Și ai plecat. Și ai plecat. Domnule Nițu, trecerea de la Liga 4 la Liga 3, de la județ la divizie,
aduce și schimbări la nivelul structurii clubului. Pe lângă echipa mare, aveți și niște grupe de juniori. Cum stați cu ele? Da, am scris două din cele trei echipe care ne obligă federația la nivel de județ. Și anume, am înscris o echipă de junior D și una de junior E. Și așteptăm la sfârșitul săptămânii acum să înceapă campionatul și... Au echipament, au tot. Suntem pregătiți. Da. I-ați echipa, da? Sună bijou. Da. Arată nu super. Arată foarte bine. Păi, asta este. Juniorii de la o echipă de Liga 3 privată. Domnule Rafini, arbitrajele anul trecut au mers cum au mers, au fost la județ, vechile povești. Cum era Liga 3? Foarte bine. Și acum vreau să vorbesc în opinia mea, foarte bine. Domnul Nițu, ca specialist. Da, au fost arbitraje fără greșeală, n-au cum să fie. Dar au fost arbitraje ok, la modul... Pentru Liga 3, caracteristic Liga 3, arbitraje ok, la modul cu mici greșeli, fără să influențeze cel puțin de jocurile unde pe care le-am avut noi până acum, fără a influența, să zic, stabilirea scorului, a învingătoarei. Nu, n-au fost probleme. N-au fost probleme. Care este obiectivul lui Sporting Turnu anul ăsta, domnul Rafini? Să jucăm sâmbătă. Asta e un obiectiv, să jucați sâmbătă? Ați mai jucat vinerea sau? Pentru că Bradu joacă vineri. Decât Bradu joacă din seria asta vineri atâta. Da. Jocurile de acasă le dispută numai vineri. Nu mai vineri. Și asta e obiectivul dumneavoastră? Obiectivul, să jucăm sâmbătă, da. Sâmbătă cu cine jucăm? Cu Ștefănești. Sâmbătă avem la Ștefănești. Și următorul joc cu Aninosa acasă. Păi Aninosa, păi aveam o Fășeolt, nu zic, ieșim la Podar și după aia vine Podar Fășeolt. Podar e Fășeolt. Bun, aveți un program normal, da? Cu cei de la Old va fi un meci... Cu toate vor fi meci. Toate vor fi grele, dar aceea cred că va fi echipa... Per quello, questo è, ti sei autorespons. Noi jucăm sâmbătă. Asta este obiectivul. Asta e obiectivul. Da. Nu țintiți un loc anume? Sau le luați așa step by step? Păi m-ați împuiat puțin. Step by step. Step by step. Eu nu cred a quelli che dicano loco 1 no. Ce poziție asta? Da. La Retrogradare nu cred că este cazul. Din câte știu, una singură mai trebuie. Nu, nu în grupul nostru. Domnul Nițu? Una singură. Seria cu... Din toată Liga 3 care e la momentul ăsta, una singură. Una singură. Deci grijile Retrogradare. Cu siguranță va fi una... Adică n-aș crede să nu clacheze vreo una până la finalul campionatului. Din ala de 15. Da, nu contează, una singură, da. Una singură. Da, e alt proiect al Federației Române de Fotbal, care acum vorbim foarte mult de federație, pentru că sunteți acolo la Liga 3 și vă influențează deciziile lor în mod direct. Mărirea numărului de echipe la 96 din sezonul următor. Sunt 70 ceva acum. 74. Dar promovează, nu mai e baraj. Nu mai baraj, promovezi direct. Direct, fiind mulți șitelor, mare are șansa ei. Are șansa ei. E, n-ați avut ocazia asta să mergeți direct. Mult mai frumos. E mult mai frumos, promovarea e mult da, frumos. Da, pentru că avem castigat. Când câștigi, da. Da, așa e. Când nu... Se-mi pierde mai... Când pierzi, nu cred că-ți mai arde de... Cum vedeți treaba asta, domnule Nițu? 96 de echipe la... Liga 3-a. În vazi majoritatea lor finanțate din fonduri publice. Cu chiu, cu vai, cu... Sunt 74 multe. Deja, părerea mea așa. Dar eu sunt nespecialist, doar mă uit. 74 de echipe... Ce pot să spun? Că unele... 74 consider că erau suficiente. Acum, probabil că dacă până la finalul campionatului o să... Eu știu, să fie mai multe echipe care... nu o să poată duce trena până la final și o să cedeze, atunci poate federația să schimbe o pică vis-a-vis de cele 96. Dar n-aș crede, pentru că tot timpul anul următor competițional se comunică și se aranjează dinainte anului care urmează. Asta e decizia federației, vede ce se va întâmpla și mergem înainte. De unde neva ar putea să scoată echipa ei, așa? Federația a venit cu această... Juniori? De unde scoți juniori? Da. 300 de juniori. Federația a venit cu această... 600. Trebuie să ai 300 de rezerve.
600 de juniori buni. 600 de juniori decenți, că buni, decenți. Decenți. Mă rog, n-ai pretenții să-ți rezolve meciul junior, dar... Federația a venit cu decizia, zic eu, de a mări numărul de echipe pentru a fi mai ușor celor care sunt la nivelul de Liga 3-a, în momentul când se deplasează, deplasările să fie mai scurte, costurile să fie mai scurte, să nu mai fie nevoie de cazare, de, eu știu, de mese suplimentare. Ei consideră că dacă măresc numărul de echipe, măresc numărul de serii și automat costurile sunt mai mici. O faci practic o competiție interjudețeană. Interjudețeană, da. Nu, almenu, interregională. Ăsta este punctul federației. Păi regională e cam regională e acum, că nu, dumneavoastră nu merge la Cluj în deplasare. Nu merge la Cluj. Da, nici... Da. Oricum, merge la Brașov. Mergeți la Brașov. La Brașov, Alinoasa, Câmpul Lung. Da, sunt deplasări scumpe, dar asta e și farmec competiției până la urmă, nu? Da. Dacă joci numai Telorman cu Giurgiu, ce ai făcut așa? Nu. Sub acest aspect, dar e și asta încercare de, cred, o îmbogățire, dare o șansă finanțiară în plus la Liga 2, riducendo echipe, punendo numai drepti de televiziune, numai per asta 20 de echipe, e quindi impartire a sta cifra... Drepturile de televizare la Liga 2? Se pare că nu merge... Se încercase vânzarea drepturilor de televizare acum, la Liga 2? Se încearcă, se încearcă și acum. Se încearcă iar să vinzi lucrurile aia, dar e cam greu de crezut că le achiziționezi. Se vorbește de 2-3 mii de euro meciul. Cu producția lui costă foarte, foarte mult, undeva la 200 de milioane. Producerea unui meci. Televiziunile naționale nu cred că vor cumpăra foarte multe rețelele mari naționale. Pentru că, bine, ai echipe cu tradiție în Liga 2. Ce drept ai? Ai un Oțelul, ai un Rapid. Depinde, poți fi de o publicitate regională puternică, de exemplu. Da, greu de crezut. Am trecut, s-a încercat, s-a avânturat povestea asta, dar eu sunt sceptic. Cred în continuare că sunt prea mulți bani băgați și nebunia asta cu Liga 1. Licitația este foarte mare, controversată, bineînțeles, ca orice licitație care ține de fotbal, dar sunt foarte bine vândute drepturile de televizare ale fotbalistice din România față de țări cu fotbal mai civilizat. Și asta frapează oarecum, că nu se oferă. Una mancanță de spectatori la stadion. Ați văzut că nu sunt. De asta vă spuneam că vreau să vă felicit. În fond de suporter te sprijină și financiar, nu? Vine, cumpără un biletto, adică... Cumpără un fular, un tricou, o șapcă... Quindi asta e... Tu consideri un Barcelona, asta, che au magazine che lucrasano do spazio din do spazio. Tutta lumea. Che vendano gadget, vendano... C'è un magazzino Steo, un magazzino Dinamo. Magazin Steaua Next. Dinamo are, într-adevăr, dar Steaua nu are o... În România va fi foarte greu. Domnilor, suntem pe final. Vreau să vă întreb cu ce gânduri veți merge la Ștefănești, o echipă care nu se simte nici ea foarte bine. A făcut un egal în etapa în care dumneavoastră a jucat cu Roșioriu și se află... La Hărman au jucat. Și se află pe locul 12. Cum? Au jucat la Hărman? Da, au făcut 2-2 la 2-2. Da. Așa, au făcut 2-2, au făcut egal și sunt pe locul 12 cu 14, cu 4 puncte acumulate. O echipă... Serioasă? O să vedeți acolo o bază sportivă construită de la Z, modernă, micuță. Da, o bază cu chetă frumoasă, da. Foarte frumoasă, bine utilată, cu centru de refacere, cu... modernă. Poate așa va fi și la turnul. Poate așa va fi și la turnul, după ce va apărea nou stadion. Vom vedea. Vom vedea atunci când va fi. Cu ce gânduri acolo? Se jucăm. Sâmbătă. Sâmbătă. Indisponibilități pentru meciul cu Ștefănești, domnul Nițu? Nu, nu avem nicio problemă, cel puțin până la momentul ăsta. Nu avem nicio problemă de... în lotul nostru, nu avem nicio problemă. Nici accidentări? Nici o accidentare, nici probleme de suspendare. Nu. Totul este ok și sperăm că va fi ok. Astăzi s-a antrenat sub dacă și venim cu 3 puncte de acolo, pentru că suntem nu obligați, dar...
Trebuie să sunt trei puncte importante. Trei puncte că veni după două înfrângeri. Olt joacă cu un voluntari. Voluntari 2. Da, da. Quindi, da. Dar vă interesează, văd ce face formația după primul loc. Adică nu... Da, va fi un prim derby, să zic, țin cont de... Le ghizilam de spate. Adică le ghizilam de spate. Mi-ați luat clasamentul ca să vă uitați și nu mi-a zis unde joacă Podariu, care sunt dumneavoastră, mi-a zis The Olt, care joacă cu voluntariu. Perché schimba? Perché se loro... Due echipe fruntașe? Una delle due avrà Rattus. Va fi un derby, ținând cont de poziția în clasament, între Afumați și Olt, acum sâmbătă. Deci, unul din jocurile etapei a șasea este Afumați cu Olt. Primul derby. Un castigo nostru schimba schema aici. În clasament. Dacă e sâmbătă, după jucatul... După ce juca sâmbătă. Da. Sperăm să-i depășim pe cei din față, adică pe voluntari care sunt acolo și chiar voluntariul din câte rețin joacă la Roșiori. Da, le ținem pumnii celor de la Roșiori. Cam okay, fiecare meci. Cam fiecare meci. Fiecare meci, da. Bineînțeles, când așa și... Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la emisiune după înfrângere, a doua la rând. V-ați ținut de cuvânt atunci când am discutat prima oară pentru... Numai după înfrângeri venim. Numai după înfrângeri? Păi nu vă mai chem. Ne vedem vreo 6 luni, ne vedem. Înseamnă că nu vă mai chem dacă veniți numai după înfrângeri. Să sperăm că sunt cât mai rare și... Păi sunteți în marja aia, cum a spus. Nu știam statistica asta. La 6 luni. N-am calculat, într-adevăr, dar... ultima întrebare, știu că Dan Nic a fost unul astea delegat, era un foarte bun statistician și un om care arhivează bine informație. Marius Nic. Marius Nic. Da, da, e fotbalistul, da. Și nici nu e rudă cu Marius. Da, a plecat de la echipă motive personale, am citit pe un site de specialitate. E, asta e adevărat. Nu știm care e motivat. E o despărțire... El fiind turnean și de asta mă surprinde și probabil pe mine. A avut o ofertă, a avut o... Posibil, nu? Adică, ofertă mai bună ca la Sporting Turnu. De ce nu? Posibil, posibil, da. Cine va veni în locul lui? N-a dat încă decizia. Momentan nu avem afrontat un problem. Din interiorul clubului a fost înlocuit. Deja. Sì, diciamo che abbiamo fatto schimbare in interiore che ha occupato locul de delegat, era. Delegat. Da. E un post sensibil pentru că trebuie să fie foarte atent la fișele care sunt completate. Nu, așa cel puțin așa văd da, eu. Răspundere, cu răspundere la oricărei echipe. Dacă e organizat, insomma. Da. Da, nu c'è altro substrato, adică absolut. Bun. Domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați făcut deplasarea de la turnul la Alexandria pentru a fi la sportul special pentru telespectatorii noștri. Baftă! Mulțumim! Pentru jocul de sâmbătă. Pentru jocul de sâmbătă, pentru fiecare sâmbătă. Pentru fiecare sâmbătă. Acum. Doamnelor, domnilor, a fost sportul special. Walter Raffini, președinte la Sporting Turnu și directorul sportiv, domnul Dan Nițu. Am vorbit despre Sporting Turnu în Liga 3. Au trecut 5 etape deja din acest sezon de Liga 3. Un an și 3 luni are Sporting Turnu. Uh-huh. Iată. Mai avem timp. Mai aveți timp să ajungeți și la... Știi că sâmbătă avem. Sâmbătă aveți meci. Și în funcție de jocul de la Ștefănești, de jocurile rezultatelor, lucrurile se pot schimba. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. Bogdan Coruță vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți cu Media Sud. În continuare urmează știrile după câteva minute. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu noi subiecte la sportul special. Toate bune!